Bună, dragilor! Astăzi vreau să vă vorbesc de un subiect cu totul special, ce anume top 10 cele mai inteligente animale din lume. Înainte să începem cu locul 10, aș vrea să vă rog să apăsați butonul de subscribe și să activați clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când postez. Locul 10. Caii. Deși unii oameni spun că mintea unui cal nu este tocmai ageră, oamenii de știință nu sunt tocmai de acord. Caii domestici pot recunoaște sentimentele umane și pot asocia vocii fața omului. Într-un studiu din 2016, caii au fost învățați să ceară să li se pună o pătură pe ei sau să li se ia pătura de pe ei în funcție de caz. Într-un alt studiu, caii puteau diferenția forme și dimensiuni ale unor figuri atingând un ecran touchscreen. Cool, nu? Locul 9. Papagalii. Abilitatea lor de a repeta mai mult de 100 de cuvinte este impresionantă. Un studiu a demonstrat că papagalul gri african are skill-uri de deducție și eliminare, ajutându-l să găsească mereu mâncare ascunsă. Locul 8. Furnicile. Ele au o putere de coordonare mai mare decât a majorității speciilor. Au o memorie remarcabilă pentru locații sau căi. Se adaptează extraordinar de ușor la orice modificare. Locul 7. Șobolanii. Își pot recunoaște numele și răspund când sunt chemați. Se adaptează la orice modificare și nu uită un drum parcurs odată în viață. Ei pot comunica prin atingere, miros și sunete la frecvențe pe care noi nu le putem percepe. Locul 6. Pisicile. Chiar dacă au fost domesticite, pisicile vor rămâne niște ființe încăpățânate și independente. Au o memorie excelentă și își pot aduce aminte evenimente petrecute în urmă cu 10 ani. Locul 5. Ciorile. Sunt singurele animale non-primate ce folosesc unelte. Bețe sau cârligele le folosesc pentru a ajunge la mâncare. Se consideră că au inteligența unui copil de 3 ani. Se spune despre ele că au suficientă răbdare ca o mașină să treacă peste o nucă aruncată tot de ele în mijlocul traficului pentru a o putea mânca. Ele sunt cunoscute și pentru faptul că nu uită fețele. Locul 4. Delfinul. Oamenii de știință spun că delfinii au cel mai mare creier dintre toate animalele, raportând dimensiunea encefalului la dimensiunea animalului. Se pot recunoaște în oglindă, învață foarte repede diverse trucuri și creează bule în apă pentru a se distra. Locul 3. Câinii. Nu degeaba sunt considerați cei mai buni prieteni ai omului. Sunt loiali și foarte inteligenți, pot face diverse trucuri, însă pot ajunge și la capacitatea de a participa la diverse cazuri complicate, cum ar fi în poliție sau pompieri. Pot deschide uși, ghida oameni nevăzători și chiar recunoaște și simți o criză de epilepsie. Locul 2. Elefanții. Elefantul este cel mai mare animal terestru. Ei au memorie excelentă și s-a descoperit că au abilitatea de a arăta empatie unul față de celălalt. Ceea ce este foarte curios este că ei au, se pare, abilitatea de a deplânge, de a ține doliu pentru un elefant mort. Ei pot înțelege limba umană și pot imita voci umane. Locul 1. Maimuțele. Indiferent că vorbim despre cimpanzei, gorile sau urangutani, aceștia dețin capacitatea de a învăța limbajul semnelor, iar un studiu a demonstrat că urangutanii au abilitatea de a discuta despre trecut. Sunteți de acord cu acest top? Scrieți-mi în comentarii cum arată topul vostru și nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul. Vă mulțumesc!